Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit. Iată că deja se întorc cărțile pentru voi, pentru aceia dintre voi care priviți la acest video și sunteți într-o relație de cuplu în aceste momente. Da, văd că și voi vă doriți să știți încotro se va orienta această relație pentru voi. Sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, singure, văd că și voi vreți să știți cât va mai dura această situație de viață pentru voi, până când veți întâlni și voi persoana cea mai potrivită pentru dumneavoastră. Hai să vedem, sau pentru aceia dintre voi care sunteți în separare de partener, de parteneră, văd că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai dori să revină în viața dumneavoastră în perioada următoare. Hai să vedem, dragilor, despre ce este vorba. Iată că avem aici Regina de Cupe, dragilor, o carte foarte bună, o carte care îmi vorbește despre sentimente, despre emoții, despre o bogăție extraordinară la acest nivel senzorial, la acest nivel al sentimentelor pe care cineva anume le simte față de tine. Da, văd că cineva este măcinat de dorul către tine, de dorul tău în această perioadă, dragul meu, draga mea, și iată câte gânduri, câte sentimente, câte emoții pozitive îți transmite această persoană în această perioadă. Da, pentru că îl văd pe el sau pe ea în aceste momente stând într-un moment de solitudine, da, parcurgând acest moment de solitudine în liniștea sa, în liniștea camerei sale sau în liniștea sufletului său, și ceea ce vreau să-ți transmit este că indiferent ce ar alege să facă această persoană, că este o acțiune, da, că este un lucru bine definit în viața sa sau că este faptul de a sta în liniște pur și simplu el sau ea cu sine însuși sau cu sine însăși, nu poate să-și ia gândul de la tine. Întotdeauna ultimul său gând este spre tine. Da? Și acest lucru se întâmplă din cauza faptului că, iată, pentru unii dintre voi aceste persoane nu v-au mai văzut de multă vreme sau pentru alții, iată, văd că v-ați despărțit acum de curând și deja dorul acesta imens vă încearcă de acest partener sau de această parteneră pentru că v-ați dori să fiți întotdeauna în preajma lui sau în preajma ei. Da? V-ați dori să petreceți întotdeauna timp alături de această persoană pentru că știți că el sau ea vă este menită și vi se pare crudă soarta aceasta pe care o aveți dumneavoastră în aceste clipe, da, de a sta departe de partener sau de parteneră în timp ce aveți aceste sentimente și aceste gânduri cât se poate de pozitive în ceea ce îl privește sau ceea ce o privește pe această persoană. Da? V-ați dori ca el sau ea să fie întotdeauna alături de voi pentru a-i putea transmite și pentru ca el sau ea să simtă ceea ce voi aveți să-i transmiteți. Dar stați fără grijă, dragii mei, dragele mele, pentru că această persoană, chiar și așa cum este de departe, da, de acolo de unde vă transmite aceste gânduri, aceste sentimente, aceste emoții, dumneavoastră puteți să le percepeți, da? Pentru că există un câmp cuantic, există un câmp energetic pe care voi l-ați creat între voi și care se numește telepatie și care vă este accesibil în orice moment al vieții voastre. Vă va fi accesibil tot timpul pentru că deja legătura, da, acea relație, cum să zic eu, profundă între voi doi a fost creată. Hai să vedem și următoarele cărți, următoarea carte, dragii mei, iată că este un 7 de bâte. Este o carte care îmi vorbește pentru unii dintre voi despre unele dificultăți, despre unele piedici pe care ați avut să le transcendeți în această perioadă. Da, tot felul de situații neplăcute sau mai puțin plăcute decât celelalte pe care le preferați în viața dumneavoastră de zi cu zi. Tot felul de lucruri pe care a trebuit să le îndepliniți în această zi sau în această perioadă, tot felul de evenimente la care a trebuit să participați și care nu prea v-au făcut plăcere, dar
pe care a trebuit să le onorați dintr-un anumit punct de vedere, da? Poate că erau evenimente care aveau legătura cu jobul vostru sau cu afacerea voastră sau cu activitatea voastră, da? Și atunci nu v-ați putut împiedica să nu participați la ele. Sau tot felul de alte lucruri care vi se pot întâmpla în această perioadă și care pot avea legătură și cu starea voastră de sănătate, cu cu emoțiile voastre și așa mai departe, cu pacea voastră interioară, da? Să știți că în această perioadă se pot întâmpla multe evenimente care să vă dea puțin peste cap toată această liniște a voastră interioară. Da? Dar dincolo de toate acestea, dragii mei, văd că voi aveți deja o înțelepciune a voastră și o știință prin care reușiți să vă detașați perfect de toate acestea, de toate lucrurile care vă zbuciumă și să nu faceți altceva decât să vă orientați spre acel spațiu pe care deja l-ați creat în interiorul vostru, care este spațiul vostru sacru, și vă orientați spre acest spațiu prin meditație sau prin rugăciune sau prin diverse metode care vă sunt accesibile și în această perioadă, dragii mei. Și hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici optul de săbii, care vorbește pentru mulți dintre voi despre despre o piedică, da, despre o situație nu neapărat conflictuală, dar o situație nefastă care vă este dată să o trăiți în aceste momente, da? Poate fi faptul acesta că, iată, persoana dumneavoastră se află departe de voi și dumneavoastră, ca și el sau ea de altfel, trebuie să suportați această depărtare fizică unul de celălalt, da? Văd că din această situație cel puțin nu o să puteți ieși nici în următoarele 8 săptămâni sau 8 timpi, în următoarele 8 săptămâni sau 8 luni chiar pentru unii dintre voi, da, există anumite lucruri care vă mențin în această situație dificilă, da? Există lucruri pe care trebuie să le acceptați și dincolo de care nu puteți păși deocamdată, da? Pentru că văd că sunt multe lucruri pe care vă doriți să le rezolvați în legătură cu viața voastră și mai ales starea asta voastră financiară, da? Pe care vă doriți din tot sufletul să o îmbunătățiți și pe care această persoană care este plecată la muncă în străinătate își dorește din ce în ce mai mult să o îmbunătățească în perioada următoare, da? Ei bine, pentru aceasta, dragii mei, dragele mele, această persoană, ca și dumneavoastră de altfel, va trebui să faceți acest sacrificiu, da? Bineînțeles că vor exista vacanțele, vor exista perioadele în care veți putea să vă vedeți. Și iată că până atunci vedem că tot felul de lucruri interesante se pot întâmpla în viața dumneavoastră, cum ar fi acest inel de logodnă, da? Se pare că nimic nu reține această persoană din viața dumneavoastră să vă facă această surpriză extraordinară și iată că va găsi o modalitate prin care să vă trimită acest inel de logodnă care exprimă parteneriatul pe care această persoană și-l dorește alături de tine, o înțelegere pentru eternitate, o completare și o uniune. Despre aceste lucruri vorbește acest inel de logodnă și, bineînțeles, despre dorința voastră de a vă uni destinele în perioada care vine spre voi, da? Pentru că văd că printre lucrurile pe care vă doriți să le faceți în perioada următoare, acesta este probabil unul dintre cele mai importante aspecte pe care vă doriți să le împliniți. Hai să vedem și următoarea carte, dragii mei. Iată că avem aici cardul cu numărul 34. Care vorbește despre eliberare și a-ți urmări visul. Eliberat în sfârșit un cal real care încarnează un spirit adevărat, scapă din închisoarea unui circ ce reprezentase existența lui până în acel moment. Supliciul repetării constante i-a sfârșit în cele din urmă când el se înalță din închisoarea sa de sticlă.
Evadarea și transformarea sa sunt observate cu uimire și neîncredere, dar și cu invidie de cei care îl lasă în urmă. Această carte reprezintă rutina paralizantă a vieții de zi cu zi, cum ar fi repetarea absurdă a drumului spre serviciu în fiecare dimineață, ceea ce înseamnă confort intim pentru că pentru cineva poate deveni claustrofobie, sufocându-ne spiritul. Ocazional evadăm prin intermediul viselor din cotidian, dar la un moment dat ele pot prinde viață spre uimirea celorlalți. Dragii mei, dragele mele, iată că despre acest lucru vorbim și cu această relație la care ne referim în această etalare. Văd că mulți dintre voi sau multe dintre voi veți dori să faceți o escapadă în perioada următoare, da, o escapadă din din drumul vostru, pe fiecare pe drumul său, da, în această perioadă, da, pentru că spuneam sunteți separați prin natura circumstanțelor din viața dumneavoastră, da, în această perioadă, dar asta nu înseamnă că veți rămâne separați pentru totdeauna, dragii mei, dragile mele, așteptați-vă ca viața să vă surprindă cu evenimente din cele mai minunate în perioada următoare, așteptați-vă să aveți parte și de o surpriză din partea partenerului, din partea partenerei în această perioadă, da? Așteptați-vă ca acesta să vă facă sau aceasta să vă facă o vizită neașteptată sau așteptați-vă ca voi să vă doriți să-i faceți acestuia sau acesteia o vizită neașteptată în perioada care vine. Da, și văd că tot felul, important este că visul vostru prinde conturi din ce în ce mai mult în perioada aceasta și visul vostru are legătură cu, cu acest inel de logodnă despre care vorbeam mai devreme, da, și cu dorința voastră de a face din viața dumneavoastră ceva care să conteze în perioada următoare, da, ceva extraordinar. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici un 4 de săbi, dragii mei, alături de Regina de Cupe. Am avut zodii de apă în această etalare, zodii de apă, zodii de foc, dar avem și zodii de aer. Se pare că pentru mulți dintre voi comunicarea se va îmbunătăți în perioada următoare. Așteptați-vă la tot felul de vești care să vă surprindă din partea partenerului, din partea partenerii în această perioadă. Tot felul de lucruri pe care le veți putea discuta fățiși, chiar dacă poate unii dintre voi nu sunteți prezenți față în față, da, nu sunteți foarte aproape unul de celălalt, le veți discuta așa la distanță, dar asta nu va însemna că acea distanță se va perpetua între voi doi, da, dimpotrivă. Distanța de multe ori poate crea apropiere din neașteptată între voi. Pe de altă parte, dragii mei, dragile mele, văd că mulți dintre voi vă veți vindeca foarte mult în această perioadă, vă veți vindeca umbra, vă veți vindeca de sentimente negative care v-au încercat în ultima perioadă, sentimente care au scos la iveală tot felul de frici, tot felul de limitări ale dumneavoastră proprii, temerea poate de respingere sau temerea de abandon pe care le-ați obținut ca urmare a unor relații anterioare care au fost un eșec pentru voi, da, pentru unii dintre voi. Da, văd că în această perioadă veți decide să vă vindecați de toate aceste reminiscențe din trecutul dumneavoastră. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici Regina de Săbi, dragilor, alături de Șaptele de Bâte și spuneam că pentru mulți dintre voi nu va fi deloc ușoară această perioadă, da, este o perioadă de trecere, o perioadă de tranziție spre acea schimbare deosebită pe care vă doriți să o faceți odată pentru totdeauna în viața dumneavoastră și care va însemna o implicare maximă din partea dumneavoastră, dar și din partea partenerului sau a partenerei. Și odată cu această implicare, iată, văd că veți lua o decizie care, din care nu vă veți mai putea întoarce înapoi, ca să zic așa, da? O decizie care va însemna, vă va pecetlui următoarea decadă, următoarea perioadă destul de importantă din viața dumneavoastră.
Hai să vedem încă o carte. Da, iată că avem aici un 9 de bâte, dragii mei, alături de 8-ul de săbi. Și spuneam că pentru mulți dintre voi există această situație aproape fără ieșire, da? Situație despre care aminteam că ar putea fi distanța fizică dintre voi doi pe care nu o puteți învinge decât pe alocuri, făcându-vă vizite poate unul altuia. Și iată că într-una dintre aceste vizite, o vizită foarte apropiată, veți reuși să vă întâlniți și să punctați foarte bine dorul care v-a menținut în această conexiune până acum. Da? Să punctați, să... Să revizuiți acest dor, da, al vostru pe care l-ați simțit până acum față de acest partener sau de această parteneră. Important este că vă veți simți foarte bine împreună și că veți simți mai presus de toate acele emoții extrem de calde ale partenerului sau ale partenerei. Hai să vedem și următoarea carte. Următoarea carte din partea îngerilor romantici. Da, iată că ați găsit adevărata dragoste, dragii mei. Aceasta este povestea de dragoste a unei vieți întregi. Așadar, nu vă mai dați înapoi de la a experimenta această poveste, pentru că este darul vostru unic în această viață. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!